Asociația Obștească for Happiness din orașul Basarabeasca implementează proiectul Eficiență economică prin eficiență energetică, privind abilitarea cetățenilor. Proiectul este susținut de Uniunea Europeană. Noi aici la Basarabeasca am implementat un proiect de abilitare a cetățenilor care se numește Eficiență economică prin eficiență energetică. În cadrul acestui proiect ne-am pus ca scop să abilităm cetățenii, cu alte cuvinte să informăm părinții, elevii și profesorii din Liceul Teoretic Matei Basarab despre lucrările care se efectuează de eficientizare energetică în cadrul proiectului investițional Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Matei Basarab. Deși terminul proiectului preconizat pentru 6 luni deja a expirat, membrii echipei de monitorizare a proiectului Uniunii Europene Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Matei Basarab din orașul Basarabeasca continuă activitatea voluntar. Noi contribuim pentru binele copiilor noștri, pentru raion, pentru ca să vedem lucrările de cum decurg, să vedem greșelile, să vedem ce e bine, ce e rău, toate calitățile să le... Au fost propuneri când noi nu dovedeau cu reparația și în privința ușilor. Noi am propus că să facem întâi lucrările înăuntru, ca să dovedească copiii să vină la școală, să intre în școală, să nu fie cu mor direct toate astea. Membrii echipei de monitorizare al Asociației Obștesc for Happiness sunt prezenți la monitorizarea lucrărilor de finisare a obiectului, verifică calitatea lucrărilor, vin cu unele propuneri de eficientizare a clădirii și pe interior, precum ar fi instalarea ușilor din PVC la fiecare clasă în locul celor vechi, securizarea elevilor, instalarea ecranelor de protecție a ferestrelor în sala de sport, amenajarea scărilor și alte propuneri, prioritizarea lucrărilor de finisare, cum ar fi conectarea mai întâi de toate la energia termică, curent electric și apeduct, pentru a reuși continuarea ciclului de învățământ în instituție. Nu am așteptat că o să fie pus chiar într-așa mod. Eu nu le-am văzut până acum, că dacă vedeam, poate dau oricum proiectele acum. Dacă profesorul aici, în cabinetul ăsta e cald, acolo dacă merg cu aer. El regulat aici, profesorul, mă gândesc, sigur să. O atenție deosebită în cadrul monitorizării se atrage elementelor de construcție pentru persoanele cu dizabilități, accesul la etajul 2 al clădirii, ascensorul, cabinele de baie acomodate și alte elemente. Aici sunt construite WC-uri pentru copii în cadrul instituției și este creat unul chiar pentru copii cu dizabilități care se pot deplasa cu căruciorul în caz de necesitate. Este un pic mai lată și este un pic mai spațioasă pentru ca să aibă unii să mișca copiii. Plus la asta aici sunt puse 2 ascensoare automatizate pentru a se deplasa copiii la etajul 2 și la cantină. Eu văd că dumneavoastră spuneți și plinticul de problemă, da? Cel mai mult au fost probabil propuneri ce ține de siguranța elevilor, de exemplu în sala de sport, părinții au ținut accent pe faptul că trebuie neapărat să fie siguranță, să fie caloriferele, toate obiectele de iluminat, să fie acoperite cu un sistem oarecare care să se protejeze și ca copiii să nu aibă acces. Asta s-a luat în calcul și evident va fi pus în... O componentă dominantă a proiectului Asociației Obștești for Happiness din Basarabeasca a fost informarea și educarea elevilor, părinților și profesorilor în domeniul eficienței energetice. Acesta este suportul creat în cadrul proiectul eficiență economică prin eficiență energetică. Noi la fel l-am numit acest suport informațional. El este un suport foarte bun atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi.
am oferit un astfel de suport pentru fiecare diriginte, care ulterior va realiza activități și va face fel de fel de ore, activități extrașcolare, concursuri și așa mai departe. Aici se revăd și regulamente, și informații, și multe alte informații utile. Liceul va avea cele mai moderne condiții de studii, clase luminate cu ventilare și încălzire reglată, apeduct și grupuri sanitare moderne, un teritoriu amenajat pe potrivă și un aspect estetic, o carte de vizită a orașului Basarabeasca. Deci și până la începutul implementării proiectului și pe parcursul implementării proiectului, elevii noștri au fost mereu informați referitor la activitățile care trebuie să se desfășoare, au participat activ la diferite concursuri, au desenat școala viitorului, au participat în grupul de management energetic al liceului, au fost incluși. În toate clasele au fost desfășurate ore de eficiență energetică cu ajutorul deci, diriginților de clasă și învățătorilor. Până la finisarea lucrărilor de reconstrucție a Liceului Teoretic Matei Basarab, au mai rămas câteva săptămâni, dar deja se observă că instituția se schimbă la față. Dar liceul tot e ca liceul în afară, dar acum s-au făcut viceile tot înăuntru, ele sunt conectate, ne-au rămas să conectăm apa, să ne-o dăi drumul la apă și ei poate să folosească. Așa că toată școala și profesorii au a lor, copiii a lor. Și toate acestea au fost posibile datorită investițiilor Uniunii Europene, a contribuției administrației publice locale, elevilor, părinților, profesorilor, cetățenilor orașului Basarabeasca.